De astăzi, Timișoara a intrat în carantină. În orașul de pe Bega, rata de infectare a depășit 7 la 1000 de locuitori. Alte 4 localități din apropiere au fost închise. Oamenii ies din case numai pentru motive bine întemeiate și doar în baza unei declarații. Iulia Pop are toate informațiile în direct de la Timișoara. Bună ziua, Iulia! Ce alte restricții au fost impuse? Bun găsit! Timișoara a intrat de la miezul nopții într-o carantină în sistem hibrid. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Înseamnă că mall-ul, de exemplu, nu se închide la ora 21, ci se închide la ora 20, că supermarketurile trebuie să ofere clienților un perimetru mai mare. S-au închis cei drept terasele, sălile de fitness, s-au închis școlile și grădinițele. În timpul weekendului vor fi și măsuri mai dure, pentru că vor rămâne deschise aici doar magazinele alimentare și farmaciile. Și, după cum vedeți, în trafic au apărut filtrele formate în anumite locuri din echipe mixte ale polițiștilor și jandarmilor sunt plasate în toate punctele importante ale orașului. Declarația pe proprie răspundere, fie ea pe telefon, fie în format pe hârtie, devine una importantă pentru fiecare cetățean care se deplasează în următoarele 2 săptămâni în Timișoara și în localitățile periurbane. Ele funcționează acum ca un tot unitar. Este cumva mai ușor de tratat, inclusiv de forțele de ordine, situația, măcar la nivel teoretic, pentru că în trafic se formează cozi, după cum am văzut și în imagini. Rata mare de infectare în creștere continuă, dar și secțiile de anestezie, terapie intensivă, care sunt ocupate, sunt doar 2 criterii care au dus la această decizie a autorităților. O decizie care, pentru că totuși suntem în 8 martie, i-a afectat serios și pe comercianții de flori din cea mai mare piață din Timișoara. Cei care vor să se deplaseze, îi dați pe centura o colitoare și cobor către A1 la Timișoara, nu mai intră nimeni, decât cei care desfășoară activitatea și care locuiesc. De la miezul nopții, ieșirile și intrările din Timișoara au fost împânzite de polițiști și jandarmi. Nimeni nu mai iese și nimeni nu mai intră, decât dacă au motive excepționale sau serviciul în afara localității. Unde vă deplasați dumneavoastră? Ok. Văd că este în regulă declarația. Primele efecte ale carantinei s-au văzut în trafic. Din cauza filtrelor de poliție, șoferii au stat 10 de minute la cozi kilometrice. Un drum pe care în mod normal îl făceau în 15 minute, acum l-au făcut în 40. Mulți au întârziat la muncă. Toți oamenii și toate multinaționale din parcul industrial încep programul înainte de ora 9. Eu nu înțeleg. Chiar de la intrarea de pe calea Lugujului și până aici am făcut 42 de minute. E nebunie, e o carantinat pe ăștia de sus. Școlile au fost închise, la fel și localurile, iar oamenii ies din case doar cu declarație pe propria răspundere. Deja în unele magazine se vând astfel de hârtii. Un pachet de gumă, vă rog. Aveți declarații? Da. Da. Dați-mi, vă rog. Da. Câte? Dați-mi vreo 3. Câte declarații? 50 de bani. 4, dați-mi atunci. Carantina impusă astăzi 8 martie a dat peste cap și planurile florarilor. Slăboți, nu, lumea nu s-a trezit, sunt închiși, nu vin, speriați. E foarte slăboți, așa, după cum se vede, suntem full, plin. Ce înseamnă 8 martie faliment, în carantină? Faliment, aia înseamnă direct faliment. Nu vindem nimic, nu facem bani. De când mă știu eu, de 20 de ani în piață, n-am mai avut așa zi. Avem investiții serioase. Plăți care trebuie plătite la stat. Ieri au mers destul de bine. Astăzi încă nu se mișcă lumea. Nu se mai înghesuie nimeni la nimic. E așa, nici nu văd lume prin oraș prea multă. Nu avem așteptări. Alte 4 localități din jurul Timișoarei, Moșnița Nouă, Ghiroda, Dumbrăvița și Giroc sunt în carantină. Timișoara a trecut de rata de infectare de 7 la 1000 de locuitori, așa că timp de 2 săptămâni orașul de pe Bega va fi în carantină.